există o mulțime de trucuri utile care îți pot ușura viața. Dar cum rămâne cu noi doamnele? Ei bine, iată că există numeroase trucuri feminine care ne pot ajuta foarte mult. Doar că există o linie subțire între subtilitate și ridicol. Oh, înțelegi ce vreau să zic? Wow, ce frumusețe naturală! Oh, și ea la fel! Ce au fetele astea în comun? Pistrui superbi! Ok, ia să vedem! Am și eu niște pistrui ascunși pe undeva? Nu, nici măcar unul! Stai puțin, cred că am o soluție! Da! Poate reușesc să fac ceva cu hena asta rămasă de la petrecerea de săptămâna trecută! Începe prin a-ți face mici puncte pe obraji! Continuă să-ți faci cât de mult îți poftește inima! Și nu-ți face griji dacă n-au toți o formă perfectă! Nici pistruii adevărați nu sunt toți la fel! E clar, Amy vrea să aibă o grămadă de pistrui de data asta! Gata, e suficient! Și iată! A sosit o zeiță pistruiată, doamnelor și domnilor! Par real, nu-i așa? Te-ai întrebat vreodată de unde și-au fetele toate ideile de machiaj și de înfrumusețare? Ei bine, din reviste, evident! Wow! Oare ce-și face de are buzele atât de frumoase și voluminoase? Cum pot face să am și eu buze care arată așa? Oare Lana s-ar supăra dacă i-aș împrumuta puțin produsele de machiaj? Aș putea folosi lipiciul ăsta de gene false! Poate aș putea să-mi fac buzele să pară mai pline, fără să bag ceva în ele? Bella, nu crezi că arăți un pic cam dubios? Hei, Lana, cum ți se pare? Aoleu! Se pare că fetele noastre au nevoie de câteva trucuri noi de machiaj, nu crezi? Hei, ce bine arătați, fetelor! E clar, ați învățat arta unghiurilor perfecte pentru selfie-uri! Hei, buzele mele arată plictisitor comparativ cu ale tale, care sunt superbe! Nu e corect deloc! Vezi, buzele Belei sunt pline și superbe! Ale mele sunt triste, rău! Aha, și aici la fel! Ce pot să zic? Am buze frumoase! Trăiască moștenirea genetică! Degeaba te chinui, Lana! Buzele tale nu se vor umfla doar pentru că tragi de ele! Dar poate pot face ceva! Ce faci? Unde te duci? Ok, trebuie să găsesc ceva aici care să-mi ajute buzele! Oare vaza asta mică mă poate ajuta? Nu mă vede nimeni, ia să încerc! Wow, nu trage aerul prea tare? Nu, nu arăt ca Kylie Jenner încă! Of, trebuie să pot face ceva! Wow, pariez că aspiratorul ăsta uriaș e soluția! Lana, nu crezi că aspirația va fi cam puternică pentru buzele tale delicate? Wow, ce puternic e! Aoleu, te-a durut? Ai buzele foarte roșii? Mare greșeală! Lana, ce naiba ți-ai făcut la față? Nu vreau să vorbesc despre asta, mă doare prea rău! Păcat că nu e Halloween-ul, te puteai deghiza în clown cu așa buze! Știi că puteai să mă rogi să-ți împrumut conturul de buze! Conferă volum buzelor tale și nu provoacă pic de durere! Începe prin a te da cu el fix pe linia buzelor! Apoi ia-ți rujul de buze lichid preferat și dă-te cu el dinspre margini spre interior ca în imagine! Ah, nu uita de buza de sus! Apoi ia un creion alb de machiaj și conturează-ți ușor mijlocul buzei superioare! Adaugă puțin creion alb și pe mijlocul buzei de jos! Interesant, nu-i așa? Vezi? Uite ce bine arată acum buzele Lanei! Vezi? Acest truc este mult mai simplu decât să tragi aerul dintr-un borcan gol! Hai să încercăm selfie-urile alea din nou, ce zici? Oh, da, e mult mai bine! Se pare că iar facem poze la școală! Hai, cu cât așteptăm mai mult, cu atât o să avem mai multe emoții! Sofia, tu urmezi! Aoleu, n-ai dormit deloc azi noapte, Lily? Nu știu cum o să stau trează pentru asta! Arăt ok pentru poză, da? Încă nu te-ai uitat azi într-o oglindă, Lily? Oh, nu! Pungile alea de sub ochi sunt groaznice! Am anticearcă, dar nu știu dacă e nuanța potrivită pentru tine. Dar rujul ăsta ar trebui să meargă! Chestia asta o să te salveze, crede-mă! Ce? Ruj pentru cearcăne? Aș încerca orice acum! Dacă ai cearcăne, rujul roșu poate fi folosit ca să anuleze culoarea. Tamponează-l ușor, așa! Apoi folosește o pensulă ca să estompezi lucrurile. Da, fix așa! În curând, culorile o să se anuleze una pe alta. Dar ca să combați culoarea rămasă, pune niște anticearcăni peste. Odată ce l-ai aplicat, amestecă-l cu pensula.
arăți bine! Hei, ți-au dispărut cercănele, Lily? Ce truc grozav! Hei, se pare că sunt pregătiți pentru tine! Vicky ți-a salvat pielea azi, Lily, dar la anul încearcă și tu să dormi înainte de ziua cea mare! Uneori, când vorbești la telefon, nu mai ești foarte atentă la ce faci, iar dacă e vorba despre ceva simplu, cum ar fi propriul machiaj. Mia, nu cred că ăla e contur de buze? Creionul negru pe buze nu e recomandat decât de Halloween! Poftim? Nu cred că ți-a spus asta! Aoleu, ce-am făcut? Of, aș fi putut să jur că ăsta era conturul meu de buze roșu! Ia stai puțin! Să ne adaptăm situației! Dacă îți dai cu un contur de buze prea închis la culoare, încearcă acest truc! În timpul aplicării, integrează-l în culoarea rujului așa cum face Mia! Vezi? Apare un efect cool în degrade! Wow, ce look dinamic! Iar ți-ai creat un look de impact! Când vine vorba să te distrezi în timp ce te machiezi, trebuie să știi să profiți de micile accidente! În sfârșit, o noapte liberă în care nu am nimic de făcut! Cine o fi la ușă? Aoleu, am uitat complet că aveam o întâlnire! Vai de mine, am părul încă ud! Hai, frate, stai cumva! Of, mi s-a terminat sucul! Ia stai așa, am o idee grozavă! Mulțumesc! Paharul ăsta o să mă scoată din necaz! Ai părul ud? Încearcă acest truc! Pune un pahar de hârtie pe cap, apoi ia șuviță de păr și răsucește-le pe rând în jurul paharului, ca în imagine! Nu uita de agrafe! Prinde-ți părul ca să stea fix! Continuă! În sfârșit ți-ai prins tot părul! Nu uita să prinzi cu o agrafă și ultima șuviță! La final, usucă-ți părul cu un uscător! S-a uscat tot? Gata! E timpul să scoți paharul! Uite cum a obținut Amy buclele perfecte! Wow! De când s-a transformat Amy într-un model? Ești oficial gata de întâlnire! Wow! Cum ți-ai făcut părul să arate așa? Ei, am apelat la un mic truc, nimic complicat! Wow, Amy, arăți uimitor! Da, știu! Mergem la cină? Se pare că Bella se machiază iar foarte încet. Hai să mergem, o să întârziem! Scuze, încă nu m-am machiat la ochi? Ups! Haide, Bella, ai putea să te grăbești puțin? Wow, ce nuanță frumoasă de albastru! Dar estomparea vine la pachet cu o problemă! Câh, de unde a apărut tot praful ăsta sub ochi? Dispar de aici! Vai de mine! Ah! Bella, ce ai pe față? Of, ce păcat! Dar acum putem pleca, nu? Lana, fă-te comodă pentru că ai nevoie de cel puțin 20 de minute pentru a rezolva această problemă! Wow, Bella, de ce-ți răscolești rucsacul în halul ăla? De ce am toate lucrurile astea? Cine care o pompă după ea? Ok, rucsacul ăsta e unul magic și nu are fund cumva? Of, hai odată, trebuie să fie pe aici, pe undeva! Ok, spune-mi că nu asta căutai! Wow, asta e o sabie reală? Trebuie să o împrumut! De fapt, s-ar potrivi perfect la outfitul meu din seara asta! Bine, asta dacă o să mai plecăm vreodată de acasă! Da, exact asta căutam! Dacă ajungi în aceeași situație ca Bella, un mic absorbant zilnic ca cel din imagine te poate salva. Pentru asta ai nevoie de un absorbant și o foarfecă pentru a-l tăia în 3 bucăți. Dar vei folosi doar părțile exterioare, nu și mijlocul. Apoi lipește una dintre bucăți sub un ochi cu marginea dreaptă în sus. Fă la fel și în partea cealaltă. Oh, arată chiar bine! Acum dă-te cu far de ochi la fel cum faci de obicei.
Vezi? Nu trebuie să te mai îngrijorezi că-ți cade pe față fardul în exces. Wow, ce mizerie a făcut aici! Ai terminat? Acum este momentul adevărului! Așa arată o linie perfectă! Perfecțiunea are un nume, Bella! Fardul ăsta putea să-ți ajungă pe față! Chiar m-a impresionat, Bella? Deci acum putem în sfârșit să plecăm?